Sunteți cam supărat. Băi, bună, vă salut. În primul rând, supărată, dar cred că să o spun pișleau. La primăria Burlacu, nu știu cum se face așa niște întorsături, niște întortocheli, că nu se găsesc resurse pentru a fi încălzit spațiul bibliotecii publice. Recent zile, da bine, un învățător, eu de exemplu sunt obișnuită chiar și când merg în Cahul, intru neapărat intru la într-o librărie sau în biblioteca Universității de Stat. Bine, acolo am toată informația, pot consulta monitorul oficial și alte surse de care eu am nevoie. Vreau să vă spun că la noi în sat biblioteca publică este dotată, nu este departe de primărie, este într-o clădire, adică chiar și, în fine, deci este mai bună decât era în spațiul Casei de Cultură. Ideea care e că de una zi eu am mers la bibliotecă, dar nu mai de una zi, de aș cu ziua satului, am fost implicat în, adică în organizarea sărbării hramului la noi, deci că n-am avut cazuri din acestea grave și deci un frig nu am cuvinte, da, așa ca să o leacă e frig, dar mă rog, nu chiar ca acolo. Să vedem ce reproș mi aruncă primarul, că oamenii normali ar fi trebuit să fie acasă, să se ocupe de treburi, ci să nu se împiedice de oricare bruian. Dar la El cred primărie că ce nu a am fost mai? niciodată la bibliotecă, săracul. Nici Se vara, nici duce, eu iarna. cred că se duce, poate nu știu, nu a fost, nu a avut nevoie poate să consulte o literatură oarecare, dar de mers, el merge la bibliotecă. Dar ideea care? Copiii merg la bibliotecă și eu sigur doar de câteva ori îi văd, se duc așa cu bucurie, pentru că sunt enciclopedii, sunt lego-uri ceva. I-am văzut mitei și vin și se joacă de o lecuță acolo. Și computere și Sub lămâni și internet. pleacă. Ce, da, și internet, da, și novatecă o avem. A, și că eu m-am mai lovit cu situația că aveam nevoie să tapez ceva, un text la calculator. Ei, cum să-l tapez eu pentru fata care lucrează la cum este o fată tânără angajată în calitate de bibliotecar? Ea singură e îmbobolită cu o pătură. Vă dați seama? Și, păi, evident, stând așa în fric, cred că se îngheață mădularele acolo. Eu îi zic, domn primar, zic, nu este căldură în bibliotecă, el a să o închidă și pe asta și o să facă economii pe seama consilierilor care vin la primărie, care vin la ședințe și doar ridică mâna. Păi, cei care ridică mâna, da, dar eu încă nu ridic mâna, doar mai și fac câteva demersuri. Eu vă Dar zic, și ridicatul matematică în mâinii e o școală... formă de a participa în viața publică. Pentru asta au fost aleși consilierii, ca să ridice mâna pro, contra sau să abțină. Asta e misiunea reprezentanților poporului. Și primarul cred că nu face treabă cu mâna lui, tot îi pune pe alții, nu? Deci nu ridică mâna, nici măcar nu ridică mâna, el dă indicații. Cui trebuie așa primar care dă indicații, dacă să o luăm după modelul lui? Am mai luat-o, am mai făcut eu consultații și cu alți consilieri, respectiv eu sunt în grupul consilierilor din Rusești Noi, acolo unde am colega mea de facultate care a fost fostă directoare și mai cunosc și eu, adică însăși consilierii sunt cei care aduc problemele de la cetățeni. Deci eu am sesizat, o problemă, am sesizat a doua, am sesizat a treia. Deci ni se ripostează, dar vă zic, eu am ce puteam spune, că în școală eu am avut unicul obiect la matematică și geometrie, matematică 4, geometrie 3. Mult matematică, economie, asta este, că nu prea cu desenul, ce să mint. Mult matematică și economie, aici vă zic, eu doar mai cât așa am prins-o eu. Tot primarul mă ceartă pe mine că de ce eu pretins aș încurca funcționarilor publici să muncească. Eu merg la primărie, funcționarul public, cu mâinile după ceafă, pe două scaune, stă vrea vara pe scaunul cu găuri, să fie mai răcoare, vrea iarna, stă pe scaun mai moale. Eu când le surprind pe dânsele că ba stau cu mâinile subțoară și își declară fiecare cum a fost la Cahul, ba, la lucru ele vin leger, la ora 8 și 20, la 13 și 20 vin.
Deci odată, de două ori, de când eu sunt consilier, Poate e am frig și la înțeles că ele și de vin. atât întârzi. O, da, nu, este o căldură și când mai lasă și ușa deschisă. Păi bine, nu ești în birou. Economisește de acolo, economisește de la faptul că ele vin la lucru, nu vin la ora 8, așa, dar vin la ora care le convine lor, pleacă pretind să-și ia nepoții sau copiii de la grădiniță. Da, apropo, educatoarele muncesc până la ora 18, dacă nu greșesc. Și niciodată, dar niciodată, dumnealor nu au dat copiii după poartă. Ba, din contra, se întâmpla vara când părinții nu vedeau, nu veneau să ei luau acasă copiii și așa ca vrea vie. Pentru că ele duc răspundere de copii. Ele ce fac? Pleacă funcționarii publici și își pun în fila de pontaj, își pun 7 sau 8 ore, 8 ore, 7 câte, adică de la 8 până la 12, o oră pauză, dar nu se prezintă la lucru la ora respectivă. Atunci când eu am făcut această remarcă, deci iarăși mi s-a reproșat. Dar am început a vă spune, iată de aici s-ar putea lua niște economii. Apropo, angajat acestei grădinițe care dermenge, doamne, face like-uri când vrea și unde vrea și Zina Manoli spune că ea o să-i rețină. Absolut nu e reținut nici minutele, nici, apropo, numai eu câte le-am văzut și câte le-am sesizat. Chiar acele 5 zile care ea nu le-a fost la muncă. Și cum asta? Lucrând două persoane, cum nu s-a jăluit? Că ei este greu. Înseamnă că trebuie de redus și aici o funcție, adică la spălătorie. Pentru că acum este mașina automată se încarcă, mașina automată spală, scurge, nu o încarcă cu apă. O să revenim și la acest capitol. Și vă mai spuneam că de unde s-ar mai lua economii. Încă am mai văzut eu la îngrijitoarea de spațiu interior că ea nu văruiește, nu vopsește. 3 luni s-a făcut reparația la noi, de pe data 27 septembrie și până astăzi. Reparația nu este terminată. Dar în ansamblu, 3 luni, nu știu dacă s-au spălat holurile etajului 1 și 2, în mediu să se fi spălat o lună, pentru că acolo nu puteai să speli, nu puteai să se considere că deridicatoarea a spălat acel hol sau geamurile le-ar fi șters de corp, pentru că acolo era reparația. Evident, aici s-a plătit o leafă întreagă pentru deridicatoare sau pentru îngrijitor de spațiu interior. Așa sau nu? Nu, dar logic, eu asta văd. Iar s-ar putea niște economii și de acolo. Și încă mai observat eu un lucru chiar jignitor pentru mine. În sensul jignitor, pentru persoana care, deci este și paznicii, dar nu știu de ce paznicii sunt obligați ei să îngrijească spațiul verde de afară. Primăvara eu surprind persoana care pretinde îngrijitoare de spațiu interior, rupi cordele. Acolo au o cămăruță micuță, acolo rupi cordele pentru ca să-și lege vița de vie. Dar paznicul cu numele Petrică, cărui, Doamne, când îl vezi, îți este milă, cărui cred eu că rănile Afganistanului i-au lăsat urme. Și băiatul, adică bărbatul, așa cam în coada săpii, se străduie și prășește, chiar l-am văzut și săpân. Oare nu este ei rușine să zică că eu îi zic, de ce mă ta cordelești, dar el respectiv, ori tunde tufare să și sau chiar la prășit, sau chiar la săpat. Logic, tu ca om, poți respectul față de omul dat sau nu? Și el spune că da, eu aici, dar în spațiu, în interior, n-ai făcut nimic, n-ai văruit, n-ai vopsit, n-ai. Deci, eu le-am zis, dar luați niște flori, dar îngrijiți-le măcar să seamene că e o primărie verde, vie. Nu, știți, așa ni se reproșează, ni se aruncă niște replici că el o să scutească și o să facă economii pe seama consilierilor, că nu o să mai convoace comisii, nu o să mai convoace ședințe de consiliu. Iar că și de acolo s-ar putea plus la asta, că eu mai le-am mai depus lor o sesizare când am depus-o eu în chiar din 1 septembrie când am avut noi ședința Consiliului. Am mai depistat eu încă un factor care eu cred că o să le mustreze. Mergeau angajații primăriei, funcționarii primăriei, mergeau cu primarul la Cahul, pe chestii de muncă. Cum de-au îndrăznit și își mai achiziționau sau depuneau foi de deplasare. Luau bilete de la bănuiesc eu, bănuiesc. Dar însăși, eu sunt informat, precum că de la 01
01-2021 până la 30 luna 6-2021 pentru ordinele de plasare a angajaților primării a fost achitat suma de 676. Dar de la 30 luna 6, de la 1 iulie până acum s-a cheltuit atât. Chiar eu am să depun o cerere și să văd. S-au mai cheltuit așa bani. Bani, pentru că permanent toți angajații primării, inclusiv am mers și eu cu primarul de câteva ori la Cahul, că era loc, așa, dar n-am luat foaie de deplasare. Dar ele merg la Cahul pretins pe serviciu, probleme de serviciu, și își mai luăm și foi de deplasare. Dar dacă eu am să întreb ceilalți ani precis, acolo și-au luat foi de deplasare și le-au dat la achitare, oare asta nu e încălcare de lege? Oare asta nu e încălcare? Iată de unde noi trebuie să facem economie ca să încălzim o bibliotecă publică, să pot merge și eu, să poată meargă și alți copii, ca ei să se simte, să se simtă comod, să consulte cele enciclopedii sau chiar să găsească copiii oricareva informații pe cele calculatoare. Eu vă zic, fata asta ea este învălită cu o pătură, că trebuia să o rup și eu, să-i înfășur așa măcar genunchii. Blocul sanitar care este creat, sau, adică tot am propus ca să fie creat un bloc sanitar în primărie, intenționat au scos acolo de la robinet și ala de unde care spăla însăși unitaz atunci când au făcut reparație. Și de atunci nu l-au mai unit intenționat să nu meargă inclusiv și eu și altcineva. Eu le spuneam, bine, angajata bibliotecii ar merge la 20 de metri în bloc sanitar aici la primărie, unde este și mai cald, dar merge în bloc sanitar afară care și acela e avariat, de la rece, mai mergi la rece și poftim mai lucrează, mai vine să sufle mâini sau niște apă să speli în primărie, acum este apă. Și vă dați seama, atâtea replici și atâtea, dar haideți să începem de la noi schimbarea. Haideți, eu le-am zis, fetelor, veniți, puteți veniți la 1 jumate, la 8:30, dar includeți sau fixați atâta în lista, în tabelul de pontaj. Și încă, secretara ce face? Ea pretins ține tare mult la dat cu caracter personal. Și atunci când persoana deci îngrijitoarea de spațiu interior, ridică la dânsa în birou, ce face secretara? Se duce, pleacă în biroul unde este inginerul cadastral și agentul fiscal, perceptor fiscal, și atunci pe cele încă două le mai ține la taclale, în loc să-și ia careva acte, poftim, poate meargă la etajul 2, acolo să se muncească. Vă zic, atâta ne spală creierii și atâta ne se invocă fel de fel de numai ca să nu se fac economii și să nu creeze condiții de bune pentru a merge în biblioteca publică. Da, și sunt indignată. Și chiar prin intermediul dumneavoastră, nu știu, voi fi, nu voi fi la ședința ce va fi sau nu va mai fi, pentru pretins, din motivul meu, a plecat contabilul șef. Bine, dar el în ordinul de concediere sau de eliberare este scris motivul că doamna X, care era motivul? Pentru că eu am văzut încălcări chiar însă și la reparația asta de 155.000 de lei care au fost alocați banii. Eu am văzut încălcări, am văzut complet, adică teracota și este așezată, adică după mine eu bănuiam că putea cumva așezat cu un alt gust teracota și e. Când eu am propus Dar nu știu să. ce e Nu, păi, când contabilul, eu am ce fel propus de să. ședință. Ședința Consiliului trebuie să mai fie încă una ca să fie. Angajat un contabil. E contabil, nu știu care procedura, spuneau că era pus anunț. Adică eu am în față ordinea de zi cu privire la. Doamne, aprobarea bugetului pe anul viitor. În decembrie se întrunește Și această primarului pare ședință. că are prea multe ședințe de consiliu și cheltuieli prea mari cu parlamentul. Bun șef de executiv. Eu vă Pare că ești spun, crescut în nu. parlament. Păi, cam așa și este, dar nu trebuie atâta să atâtea replici, atâtea când vreau, mă deblochează și mă înjură. Eu nu, dar eu le port respectul. Dumnealui este băiatul, bărbatul care a fost a suportat, a trecut prin luptele din Afganistan. Dar nici așa să înjure și să
și să spui că îmi pot strântească Și primarul și telefoanele, să... paznicul au fost amândoi în Afganistan? Da. Eu le port respectul. Da, sunt și avem încă alți băieți care au mers, care au fost în Afganistan. Dar nu se admite așa o atitudine. Da, am și eu un statut, da, am și eu și ca vârstă, și ca pedagog la pensie. Și propunerile mele pe care eu le înaintez ar trebui cumva să... Dar n-ai cum, pentru că acolo este așa un grup de mine. Eu nu am rudii, nu am cumnată, nu am alte cunoștințe în Consiliu. Eu sunt mai directă și nu pot să-mi fac ghion ba unuia, ba altuia, că nu merge amendamentul sau propunerea mea. Am fost numită și prin felul că închide gura că ai gradul 2 de dizabilitate. Da, gradul meu care l-am din urma operației. Asta este. În 85, când am suportat o Ai operație și și am reabilitat. relevanțări asta. Da, așa a fost replica. Primitiv. Da, cam e primitiv. E cam mai primitiv și de tot primitiv. Cuiva e sănăzare că eu distrug sărbătoarea, cuiva nu știu ce li se mai pare, mai oameni buni, treziți-vă și haideți să facem schimbare de la noi. Nu o să ne vină nici pas, nici mas, nici da, nici... Pentru că noi dacă vedem abaterile astea, le-am spus într-un mod mai colegial, am văzut că nu se respectă, plus la asta sunt învinuită că pretins eu aș încurca funcționarilor publici să muncească. Prin ce? Le-am luat calculatorul, le-am... Când eu am zis că calculatoarele nu erau protejate, când au fost derapat varul de pe pereți, da, acum mă uit contabila adjunctă și a adus calculatorul de acasă. Cum asta ți l-ai adus? Păi iată că asta nu mai funcționează. Da, bună ziua, nu mai funcționează și și-a adus calculatorul de acasă și muncește. Ori dacă perceptorul fiscal și inginerul cadastral au un randament mai productiv și pot să muncească, să-și execute sarcina, era zic sarcina didactică, sarcina sau atribuțiile de lucru într-o zi, pot să-l fac în timp de 4 ore, bine, le faci de la 10 până la 12 și de la 15 până la 17. Dar nu așa. Dar plus asta, iarăși, încălzire de spațiu, de, știți, de parcă ar fi... Și da, într-adevăr, de asta, păcat că ieri n-am reușit ieri să mă întâlnesc cu, adică să fac acest, că eu am fost pregătită să fac acest interviu. Dar la capitolul economie și condițiile într-o bibliotecă publică, unde este Novateca, unde sunt 3 mese bune, dar 3 mese sunt încă mesele din cabinetul de chimie sau de fizică, când eram eu elevă, parcă sunt mâncate de măgari. Și un convector de acesta de lumină, pară că așa ia alină ceva, o lumină mai, adică o puțină căldură. Și astăzi chiar am vorbit cu șefa bibliotecii și spune că primarul a spus că să măresc cheltuielile pentru lumină pentru viitor. Ba nu de mărit, de făcut economii din alte parte. Că spațiul ăsta din bibliotecă se încălzește cât? Din începând din luna octombrie-noiembrie. Și se încălzește, spunem, din dimineață până la ora 2, că bibliotecarea are un regim mai, adică 0,75 dacă nu greșesc. Și altfel copiii ar merge, ar consulta aceste enciclopedii. De una tot m-am lovit că așa o situație cu fetiță, adică frig era și i-au oferit o enciclopedie. Eu știu că enciclopediile nu se eliberează la mână. Ah, La da, dar eu defect am nici să o nu se mai aduc. discută. Bine, copilul este conștient, dar atâta timp cât putea să consulte altcineva enciclopedia. Deci nu sunt condiții, nu sunt condiții la biblioteca publică. Plus asta, aș fi învinovățită că de ce merg eu la biblioteca sătească. Da, am mers și vara, când am posibilitate, atunci merg și rog să fie create condiții. Și vă mai spuneam, reparația de primărie. Am propus ca intrarea în primărie să fie așezat, dacă ieri vă amintiți chiar în acel local unde am intrat, era tărăgănată, eu și-am întors capul și m-am uitat cum era lentă, tărăgănată intrarea, deplasarea acolo, poate și pentru cetățenii cu dizabilități. Că la noi în primărie este un birou, deci un băiat prestează servicii Xerox cu probleme locomotorii.
Și eu când le-am propus, vai, da, păi și m-a jurat când bag nasul și în construcții, dar nu este vorba de construcții, este vorba de accesul liber pentru toate persoanele, pentru că și eu m-am mai închide, de acum nu mai am loc spicchi. E Și cam obligat, așa. e obligație prin lege ca toate instituțiile publice să fie accesibile pentru persoane cu nevoi speciale, pentru persoane cu cărucior, cu copii și tot așa. Nu, el era un prăgușor acolo, de cum țin eu minte, din 81, atunci, în 81, când eu am început a lucra la primărie, deci când s-a deschis primăria nouă, atunci eram și eu secretar pe nouă, că vara am fost numită în calitate de secretar în 81 și apoi pe toamnă, undeva septembrie, așa, am intrat în clădirea asta nouă și era un prăgușor așa micuț, dar acum încă s-a mai înălțat, așa cât e vreo 5 centimetri, poate mai mult. Și atunci când le-am zis, le-am dat propunerea, erau muncitorii acolo, vai, ce fum și ce scandal s-a produs, precum că eu îmi bag nasul în construcții. Nu, pentru că este instituția publică și este a cetățenilor și accesul trebuie să fie creat unul lent, leger, că mă uit, vin și mai bag cu bastonul și asta este. Stai aparatul din călzit din bibliotecă, arată imaginile de la dumneavoastră. Da, e aparatul celălalt, dar Și e el doar foarte slab, pentru... da? Și de puțină E foarte căldură. slab, dar așa fata îmi spunea că și-a pus un cămin acolo sub masă unde ea și doar atât cât bate căldura cât este. Dar vă zic, afară trebuie să deplaseze la blocul sanitar. Când este undeva la 15-20, dar nici 20 de minute în clădirea bibliotecii și primăria. De una zi era scociuit, ați dat trimit fotografii. Eu m-am dus și l-am descociuit. La WC-ul. Da, la bloc sanitar. Dar pe care e Atât. explicația? Că de ce? Că se Nu murdărește și cred n-are și nici să-l că... îngrijească sau e defect și... Păi, dar este îngrijitor de spațiu interior. Bine, pretins, bănuiau că a fost cineva și iată nu a spălat și nu știu ce, adică într-un fel. Cam ieși afară de ce a intrat aici, deși, știți, niște chestii așa chiar rușinoase. Să ai atâta îndrăzneală. La ce s-a creat, dar atunci, acest bloc sanitar? Pentru că la urma urmei trebuia să fie o cană acolo și cu cana se toarnă și că nimeni nu merge să facă intenționat. Dar copiii știu că mai intră pe la primărie și mai iubesc ei să iei apă de la cooler, că acolo este apă cu păhărele și să bați copiii. Dar poate un copilaș acolo a intrat între timp cât nu era ea. Deci chestii care eu cred că nu o să le tolerez. Vă mulțumesc pentru Civilizație ascultare, dar elementară și necesară oriunde, și acasă, și în instituții publice, și private, și la bibliotecă, și la primărie. Și pentru asta trebuie să facem eforturi și cheltuieli și educație. cel puțin s-au făcut pentru în primărie. Dar vă zic, chiar școala este cu 155.000 de lei. Dar pe eu, dacă m-am uitat în devizul ăsta, cât e scris aici? Păleleu, de unde l-am pus? Da, păi, și întrerupător, și ferii, Pentru și reparația primăriei, da? demontul. Da, niște chestii aici și toate, uitați-vă, 15.868 și toate fixate, toate întărite, lucrări de reparație la edificiu, cu ștampil, cu absolut Proiectul cu ăsta e totul, făcut de cu firma. antreprenor, nu cred că a făcut primarul. Antreprenorul zis chiar că atâta costă, asta cumpărăm, asta e manopera și tot așa. Păi cam așa e. Văd că este și cuvântul ăsta, manopera este. Da, dar cine? Eu n-am văzut schimbările este acolo. Credeți-mă. Am văzut niște scoți pe geamuri, Păi poate așa, nu vezi că au înlocuit priza, dacă să înlocuiești priza trebuie un electrician să vină cu instrumente, cu șurubelnițe, să o scoată pe cea electricia. veche defectă, să o Nu, pună pe asta nu, 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 nouă, asta se nu. cheamă manoperă și pentru asta se plătește și priza nouă și Stop. munca de a o înlocui. Stop că electricitatea a fost restabilită de un elev de-a nostru care lucrează la fabrica de vin, luni, marți, nu știu când i-am văzut eu. Bine, dar asta e scris în hârtie, asta e, în documentul ăsta, în lucrări de reparație a edificiului. Deviz local de resurse, 01, cheltuieli de toate, uitați-vă, cărbuni de forja, cordoane de cupru, uitați-vă, și toate semnate, toate care, eu nu știu, Păi așa trebuia se să fie face, da? verificat, trebuie...
Este și estimare mai de există. buget cu Utilaj de proiect, ridicat cu... pentru lucrări. Ia uitați-vă. Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj. Ei, meșterii ăștia, meșterii dați, s-au urcat pe o masă care era plasat în holul primăriei, pe care cetățenii făceau careva înscrieri sau o cerere sau... Și încă am mai văzut pe o tumbă care era așezată și pe tumba și ei, sau când eu am văzut oameni, dar voi trebuia să aveți lucrurile astea, să nu vă folosiți de lucrurile primăriei. Mai ales Știu, că pe sunt tumba și ei. inadecvate și periculos, putea să cadă, să calicească acolo în primărie, l-am luat locul de muncă și să-i plătească despăgubiri pentru că și-o stricat sănătatea la locul de muncă. Și-o Nu distrus știu, și nu, eu vă masa spun și că dulapul. până la urmă l-am văzut că este readus la normalitate. Prechins, iată, femeia care face curat în interior, iată, s-a aflat în loc. Vopsitor interioare cu vopsea pe bază de zugrav vopsitor, vopsea pe bază de... Nici nu vreau să Așa e mă... la reparații. Scump și Păi așa durează. le-a reparat, da. Dar încă și-a mai depistat amestecuri din acestea care erau cu termeni expirați și erau bolocănite. Clar. Vă mulțumesc și dați să scurtăm, că O ați făcut vorbească de mult economii. și... O cumpărat Ei, mai și-au ieftin făcut, dar expirat. nu este căldură în biblioteca publică și atât, să fie Asta e o căldură problemă, de în... acord. Trebuie întreținută cultura și cu căldura. Mulțumesc pentru Așa e. relatare, ținem legătura.